Vreau să invit în platou niște oameni harnici, plini de viață. Le știți povestea, au primit 1 milion de euro drept investiții de la Imperiul Leilor, ceea ce înseamnă că își fac treaba extraordinar dacă i-au sensibilizat pe lei. Sunt veșnic în mișcare. E vorba de simpaticii Nina și Gabi Rus, care sunt acum aici împreună cu interpreta de muzică populară Oana Matei Coruții, cea care a compus piesa special pentru prietena ei, șef Nina. Dar Oana nu vine singură, ciucă, așa că nu te mai uita cu ochii tăi de căprioară. Pur și simplu vine cu soțul. Bună ziua, verișoara mea, uite aici, de ce v-ați ridicat imediat așa? Sunteți învățată toată ziua să stați, pe tocuri și acum când sunteți în opincuțe, așa ați venit. Bună ziua, da? Și soțul lui Oana. Ciucă și soțul Oanei aici. Salut. Și Emilian, salut, Emilian, bine ai venit la noi. Da, bine ai venit la noi la emisiune, Emilian. Să vă fac curățință și un loc, Gabi, ce faci? Are senzația așa? Stai așa, că nu luăm loc așa repede. Noi, dacă tot am venit de la Bistrița, îți aduci aminte că odată... De la Bistrița, e frumos, la Bistrița, am un prieten care e din Bistrița. Lasă-mă să-l salut, să-i spun Dani, salutări, un băiat din Bistrița. A devenit tătic, mama el și Ioana. Deci părinți și părinții lor sunt din Bistrița. Și am băut pălincă de aia de la Bistrița. Mamă! Și noi ți-am adus o țară de apă de izvor, uite acolo. Ia uite-mă, pălincă. Nu pot să cred, ia uite-mă, la măruță, pălincă de exact de aia de la... Jinar, se zice la noi. De la... Jinar. Da. Numai, ăsta nu e numai de cuștulit. De la Bistrița? Nu, de la Bistrița, n-avem noi... Ia să miros, stai un pic. Înseamnă că aia care am băut-o era de la Bihor. Iartă, m-am încurcat, cred că borcai. Nici mai știu de la asta. Foarte bine că amul noi comandăm aici. Da. Dacă tot am venit, amul vrem să vedem dacă ești bun de nănaș sau nu. Vrem să-ți strigăm la găină. Asta e o găină de nuntă. Pe și care noi face cu... socășița. Da. Nu orice socășiță, o socășiță bună. Socășița înseamnă bucătărea sau oameni buni, așa este. Haideți un pic mai în față. Păi nu, să mergem mai în față ca să ne vedem camerele să fie cu ochii pe noi. Am înțeles, dar noi zicem aici. Da, ce voi ziceți, dar stai un pic să le zicem oamenilor. Deci șocăriță. Nu. Socășiță. Bucătăria. Cea mai bună la noi din și Nina. Și a făcut o piesă special pentru Nina. Da, exact. Și? Și acum am venit să vă arătăm și dumneavoastră și țări întregi. Găina? Și găina și piesa. Și socășița. Și la găină nu se poate să strângi fără un șetieraj bun. Dar bun șetieraj. Cred că tu ești șetieraj. Și uite aici, avem cel mai bun șetieraj cu noi. Cine, eu? Cred că sunt și șetieraj. M-a pierdut un pic acum atâtea mănânte. Bun, și de ce facem? Urăm la găină. Strigăm la găină, dar pregăteaște-ți buzunarele că trebuie să plătești găina. Bagă mâna în buzunar. Găina se plătește, deci nănașul plătește, pune bani în cioc la găină. Dumnezeu, când m-am trezit, n-am știut treaba asta. Bravo. Ciucă, lasă acolo banii. Stai, când plătim, înainte sau după? Nu, după. După, Ciucă, nu deschide. Lasă să fie o surpriză, avem ce trebuie. Ia. Vine, mă, bravo. Și una. La vinini, Bistrița. Și am adus găina la măruță, ai strigat. Cu un șetieraș vestit și găina de plătit. Am culcat-o în pat cu mine să n-o cocoșească nimeni. Vorbește lumea în sat. Ascultați! Că măruță-i om bogat. Ne-a plătit găina bine, numai în lire sterline. Foarte frumos, mulțumim mult. Ciucă, dă banii, noi suntem aici. Găina din mâna mea, că găina e tare grea și nu o mai poți în ea. Dar mi-a plăcut asta, găina să nu cocodăcească nimeni. Cocoșească. E virgină găina, e virgină. Mai am o strigătură faină, numai să-ți spun la orece, că pe mirușul mi-e grea între. Nu, e cu ouăle din la găină. Cu ouăle. Am înțeles. De la găină. Nu. Pruteanu, tu ai fost în Bistrița. Te rog frumos. Deja știe urătura cu ouăle. Perfect. Da, bravo. Da, păi nu. Stai. Stai. Banii. Numai un pic, că Ciucă este perfect. Eu cu pe cine plătim? Banii se pune aici anită în cioc la găină. Am dus găină acolo, stătea lângă Ciucă. Nu.
Să pun banii tăi și în cioc, dar sper că sunt real, sunt nu? Sunt buni, sunt buni. Nu lucrăm cu altceva. De la 500 de euro. Că fac acolo. Și se rupe capul, bravo, știi mine? Da, da, așa, da. Mai da, bagă, da, mai bagă. Bagă și de ăștia dolari. Bagă și dolari. Ăștia sunt niște dolari cu Nea Mărin, miliardă. Și cum arăță. Și cu mine, da. Și avem moneda noastră. Ăștia sunt bani mulți, te-am zis? Ia, 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 uite aici. Dacă ești stăgă, ai. Bravo, mă. Lasă tătă geanta. Nu, Gabi? Da, cred că... Nu, 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 lasă tătă geanta. Stai, 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 stai. Asta e, mă. Deci când practic vii la emisiune, bă, și deschizi... Degenerașul trebuie plătit, să știi. Și da, dă la toată lumea că asta este foarte tare. Bravo, 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 Ciucă, haide că am făcut-o și pe asta. Asta e milionul de la Imperiul Leilor, știi? Hai, dar păi puțin. Auzi, Gabi! Puțin eu mai rămas. Mișto imprimanta, mișto imprimanta. Haide să luăm un loc, veniți aici. Vă rog frumos, luați un loc lângă noi. Foarte frumos acest obicei și foarte interesant. Haideți să vedem cum stăm toți jos. Așa, așa, așa. Orica! Noi încăpem, că noi suntem din la Bistrița, suntem așa sileți și faini, nu... Fii atent, și pe jos ca să nu îngrămădești, am pus tamburet acolo. Perfect! Așa, no, să așa, bravo! Fie... Și pe jos, respirați, gata, ați împrăștiat! Da, da, da. Așa stau banii. Uite, mai găsit bani. Da, da, da. Oameni buni, șef Nina are piesă de astăzi, făcută chiar de verișoara Oana Matei Coruții, pentru că ea e vedeta clipului, da, nu? Ea apare în clip, nu? Da, ea apare, ea e personal principal în clip. Ea e socășița. Dar de ce doar ea apare în clip și n-apare și minunatul Gabi? Oh, ai Gabi azi. Să știi că Gabi a fost în spatele... E o poveste mai lungă, nu o pot spune acum. De ce nu mă acceptat? Era certați atunci? Nu eram certați. Dar știi ce? Că Gabi... Mi-a luat și inelul, mi-a luat înapoi, vreau să-ți spun, uite aici, uite. Deci v-a certat, nu? Da. Deci era certați atunci când ai apărut în clip? Da. Și? Și eu zis și că... Ai avut rolul principal. Da. Zic că mi-am găsit unul mai așa, ca un scriitor care știe să citească printre rânduri. Și e cel mai mare păstrător al tradițiilor noastre populare. Ok. Badea pe care l-am găsit eu la Menuț, Maximilian, Menuț, colegul nostru, salutăm. Acum este o glumă, bineînțeles, lasă-mă să scot pe Nina, da, că e verișoara mea degeaba, nu degeaba. Degeaba. Vreau să spun degeaba, că Gabi a fost cel care ne-a susținut din spate, ne-a suportat toate cheltuielile, a cumpărat tot ce ne trebuie de mâncare să putem să ne ospătăm. Deci acolo și Nina, să facem dreptate, ca să înțeleagă telespectatorii noștri, sponsorul următorului, da, videoclip este Gabi. A fost, deja a fost la Socășița. Producător, Gabi ești producător, sponsor, tot. Te-a costat, da, mult? Nu știu că bani ești la șefa. Tot are bani. Cum merge treaba? Spuneți, ce ați mai făcut la Bistrița? Toată lumea știe că vine lumea de la Cluj, vine din toate zonele ca să ajungă la păstrăvăria voastră, care e cunoscută în toată România, păstrăvăria care v-a ajutat să și câștigați investiții de la Imperiul Leilor. Păi au fost și lei de la Imperiu, au fost la, da, noi și ne-au vizitat și le-a plăcut atât de mult, de numai, i-am ospătat așa cum se face pe la noi. O trebuie să guste din toate bucatele noastre tradiționale. N-au plătit lei când au venit la voi? Da, bineînțeles, doar și banilor circulă. A fost Oana și-o cântat, ca așa să nu se poate să nu... La găină? Și cine a dat cei mai mulți bani? Ei cred că au dat bani pe bune, Ciucă, fii atent. Da, nu, femeile, în general. Deci doamna Bătlan, da, da. Cristina Bătlan, da, a băgat, da, mâna în geantă și a dat cei mai mulți. Și mi-a dat și două perechi de pantofi. Ai văzut? Mi-a venit cu bucuria, ei. Da, bucuria soțului. Eu de-aia i-am luat. Bucuria soțului. Da. Foarte, pe ce, așa, și mai departe ce a fost acolo? Deci lei au venit, au mâncat, da, s-au ospătat și... Așa și au rămas să ne vedem iară. Le-am arătat terenul, am stabilit unele condiții și fiindcă urma o vară destul de agitată, adică și dumnealor au mult de lucru și noi, am rămas să ne întâlnim în septembrie-octombrie, să fiind și actualele devalorizări, să refacem un pic calculele și să... Planul de business. Da, să planul de business și să ne apucăm de treabă, dar probabil după octombrie încolo. Foarte frumos. Iar acum șef Nina are melodie, oameni buni, de astăzi înainte, este Socășiță. Bă, nu-mi iese, mă, Socășiță. 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 Ok, perfect. Și voi de cât timp împreună? Ai, am și uitat. Cum ai uitat? 6 ani facem în februarie. Pe ce dată v-ați spun căsătorit? În 9 februarie. Pe ce an? 2017. Corect? Da. Da, 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 da. În ce era îmbrăcată când ai fost? Ai dreptate, draga mea. Era dezbrăcată, să nu? Da, 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 da. Nu mai intrăm în amănunte. E ok.
Asta înseamnă să-ți faci vacanțele la nudiști. Așa o cunoști, foarte frumos. Gabi, știi ce vreau să te întreb? Unde o duci pe Nina în vacanță? Că... Păi, ei au fost în Zanzibar, amu, dacă nu mă duce și pe mine... Nu știu, încă n-am stabilit. Pierde teren. Da. O luă pe Nina, așa duce încă? Așa, păi, dar unde ți-ai dorit, Nina? Păi, acum mi-aș dori în țara mea. Țara, nu, nicăieri nu e mai frumos ca în țara noastră. Foarte frumos, așa e. Așa dar că o să fug, să nu spun la nimeni nimic, nu spun la nimeni nimic, secret. Deci mă duc la mare. Deci la mare? Da. Gabi, știai că mergeți la mare? Da, știam. La mare în țară. Da, vrem da așa o mini concediu, că nu avem timpul necesar de un concediu întreg. Un mini concediu de vreo 4 zile. Și am zis că pentru 4 zile nu plecăm foarte departe, mergem aici, avem atâția prieteni pe la noi, pe la mare, da. Mergem mai și vizităm, mai le mai ducem câte ceva, ne mai dau și ei câte ceva. Ce mergeți la delfinari? Unde? Nu contează, e ce. La Eforie, pe Ilie, pe... Și am zis că la Băile Felix. La Felix, nu știu nimic. Am schimbat. Ai schimbat puțin. Da. Erau Băile Felix și acum e Mamaia? Da. Și la iarnă, când suntem puțin mai liberi, atunci vreau să fac să am surpriză pentru Nina, dar mai mult nu pot să zic. Păi, Oana știe cu Emilian, știe ceva, nu? Haide, zine păi, mă, Gabi, nu... arată-le oamenilor ce băiat romantic nu, ești nu, tu. Nu, păi, dar atunci nu mai... Surpriză. Da, mai pleacă din țară, pleci cu ea din țară? Da. Pe continent. Ceva... Am auzit ceva de Bahamas, eu, ceva dar nu știu. Bănuiesc, dar nu, adică sunt oarecumva la vreo câteva mii de kilometri distanță. Nu pot să... Deci vezi, dacă eu stăt în bucătărie non-stop, nu știu nimic ce se întâmplă prin... Da. Dar cum e în perioada asta? E mai greu? Da, e foarte mult de lucru. E și perioada concediilor la fete, fie e din echipa, adică fiecare trebuie măcar o vacanță de o săptămână, două să meargă și trebuie... Dar voi simțiți faptul că se scumpesc lucrurile, simțiți cel să vin oamenii tare. Să mai comande mai puțin decât înainte? Da, vin oamenii, comandă mai puțin, dar vin clienții noștri erau în general de la distanță, Cluj, Mureș, Reghin, Dej, mă rog, orașe îndepărtate. Orașe la 100-150 de kilometri depărtare. 100 și 300-400 de kilometri făceau omul dus întors. Dacă anul trecut venea cu motorină de 100 de lei, acum mai trebuie de 200 plus prețul mâncării și atunci omul nu mai iese, nu mai vine la noi de 2 ori pe lună, vine o dată pe lună sau așa, dar e bine. Adică deci, se simte treaba asta. Se simte, plus că se simte foarte mult, fiindcă nu pot schimba prețurile în meniu în funcție de cum se schimbă prețurile de achiziție. Astăzi cumpărăm uleiul cu un preț, săptămâna viitoare îl cumpărăm cu alt preț. Asta ce înseamnă? Să schimbăm prețul de vânzare și atunci de unde suportăm? Suportăm de la noi. Ce s-a scumpit cel mai mult din ce aveți voi nevoie și folosiți acolo? Uleiul cel mai mult și energia electrică, pe urmă lemnul, că folosim lemn pentru încălzire, apă caldă și tot ce trebuie. Materialele de construcții, nu mai vorbim că suntem în construcție, am terminat pensiunea, mai urmează, mai avem două mici, adică două lucruri de făcut, drumul de acces să-l asfaltăm și o să inaugurăm pensiunea. Materialele de construcții s-au scumpit foarte, foarte mult. Deci alea... Deci din ce în ce mai greu și e pentru voi. E greu, chiar spuneam, e foarte greu. Cine, niște tineri care pleacă acum la drum și vor să-și construiască o casă, e greu. Din două salarii bune, nu știu cât de repede vor reuși la prețurile actuale, la cât, gândiți-vă că anul trecut fierul era în jur de 3 lei, acum e 7 lei, 8 lei chiar, în unele zone. Doar atât, un singur produs, da. Vă dau. Deci asta e, nu avem greu. Ce face, trebuie să mergem mai departe, așa cum e, nu? Dar sperăm... Nina, cred că e mai optimistă? Nu, da, eu fac și aprovizionarea și chiar eu îi spun de multe ori că eu văd cel mai bine cât de mult s-au scumpit toate, dar nu... Și eu sunt optimist, dar dacă acum, pe perioada verii, când toate funcționează, agricultura merge, sunt fiecare om are în grădină ce e de trebuință, un cartof, o roșie, nu știu ce merge,
zootehnia, merg tot, construcțiile. Mi-e un pic frică de perioada de iarnă, ce o să fie atunci, atunci când unele lucruri se opresc, adică din... Și când ai nevoie de mai multe lemne, de mai mult... Da, că... Energie. Coșul zilnic costă cu mult mai mult, plus întreținerea casei costă cu mult mai mult perioada de iarnă. Și atunci eu... Da, eu sper să fie bine. Da, uite, e bine că voi în familie sunteți așa, Nina e cu energia, nu? Că la un moment dat tu stai, te gândești, poate te apasă toate lucrurile astea, pe când Nina vine și hai înainte, hai înainte. Da, da, da. Păi tot timpul unul trebuie să gândească și ălălalt să dea cu bota peste ce-o gândit ălălalt. Adică, deci tu ești de la care gândește, ea vine de cu bota. Da. Tu ești de la cumpătat, iar aia e cea care cheltuiește, nu? Nu de cheltuit. E vorba să mai ia lucrurile și așa, să nu fie toate așa serioase, să le mai... Dar cine, ea le ia foarte serios? Sigur, că dacă nu le-ar fi luat așa serios, nu ajungeam unde am ajuns cu ea. De asta faceți voi echipă și aveți cea mai tare păstrăvărie din România. Păi da, dar noi când ne aflăm la păstrăvărie, dacă vine cineva și întreabă care nu ne cunoaște, zice, a, ăia-s patronii? Doamne ferește! Deci să așteaptă să fii la 4-ace, să... Da, asta e cu munca, nu? Știți cine curăță cei mai mulți cartofi în bucătărie la noi? Nu. Nina. Uite aici, uite. Deci, uite, ea, asta mi se pare pleacă... foarte tare. Știi că noi am început, am râs, ha, uite videoclipul unde plecăm, în Zanzibar, nu Zanzibar. Că, na, suntem emisiune de divertisment, dar când le arăți oamenilor mâinile tale, știi da. Că poate oamenii zic, ia uite mă câți bani au sau ce fac ei. Dar tu curăști mai mulți cartofi și ai mâinile tăiate de la chestia da. Asta. Da, nu, păi, chiar munciți de rupeți. Ea pleacă de la, dacă e, nu știu, face un desert și vede că... nu mai sunt cartofi, prima, ea și se duce în partea alaltă, curăță cartofi. Termina de curăța niște cartofi, merge și o ajută pe alaltă. Deci trece pe la fiecare și îl ajută sau îi spune cum să facă, pe la fiecare din echipă. Deci merită atunci și la mare și... Merită. Și aștept și surpriza. Și surpriza. Hai să nu... să trecem la lucruri frumoase, că e vineri, să-i bucurăm și pe oamenii de acasă, că de fapt asta e menirea noastră, nu? Să-i facem să zâmbească, să râdă și să cântăm și să dansăm. Deci cântăm piesa asta unde vedem pe Nina, personaj principal în videoclip, corect? Da, da. Eu mulțumesc foarte mult, Oanei, că m-a ales pe mine. Dar voi semănați foarte tare amândouă. Da. Dacă îți neamuri, verișoare. Mai îndepărtate, da, mai depărtate, da. Dar nu se știe bunicul cât de aproape a fost. Bunicilor, așa că... Bun, haideți să cântăm încă o dată. Ciuca, ai înțeles cum se numește piesa? Nu. Îți mai zic eu încă o dată. Ia. Șocățița ceva. De la socată îmi vine. Socășiță. Socășiță. Uite, perfect. Care știi ce înseamnă? Socășiță, nu. Trebuie să-ți iei ardeleancă. Știi ce înseamnă? Bucătăreasă. Da? Da. Asta e. Cea mai bună. Cea mai bună. Eu îi mulțumesc. Bun, haide să cântăm. Emilian, Oana ne cântă. Cânti și tu, Nina? Sau... Nu, eu nu cânt. Am crezut că te apuzi la microfon acum. Nu știu numai să fac de mâncare. Perfect, Gabi, haide să luăm locul noi. Ne uităm și la videoclip. Dacă vrei să te duci tu cu ei acolo, te rugăm. Dacă nu, noi ne uităm la videoclip și le spunem oamenilor să aibă un început de weekend așa frumos și cu muzică bună. Minunat.